cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața și o săptămână bună de aici, din studioul de la Mesagerul de Neamț, pe știri din Neamț și Mesagerul de Neamț, mesagerulneamț.ro. Fără discuție, astăzi nu putem să discutăm decât, fără discuție, astăzi avem ca subiect pe domnul tovarășul Buzatu de la Vaslui, dar nu singur, că noi suntem totuși în Neamț. Domnul Buzatu de la Vaslui, tovarășul Buzatu de la Vaslui, a fost ridicat de TNA pentru o șpăguță acolo de 1.250.000 de lei, 1 miliard ceva lei vechi. Pentru domnul Buzatu, om care a fentat toate anchetele până acum, să pici la 68 de ani într-o asemenea chestie, să te duci tu la pescuit, acolo să pescuiești cu procurorii alături de tine, este inadmisibil. Păi cred că la Pisa sau la Bari, nici nu mai știu, la Bari, ar să ne râdem pe înfundatele de nu se mai poate opri. Cum adică? Chiar așa de fraier să fii? Chiar atât de sigur pe tine să fii că nimeni nu-ți poate face nimic în România și să nu te gândești tu că prietenul tău cel mai bun, omul căruia i-ai dat toate contractele de asfaltare, nu știu, dar sună foarte, foarte cunoscut. În județ te-a turnat pentru că i-ai cerut șpagă mai multă decât prevedea normativul și pentru că l-ai făcut împreună cu un consultant sau un expert tehnic, ce naiba o fi fost el. Pentru că vorbim despre Vaslui, parcă vorbim despre Neamț. În Neamț am avut un președinte care, e greșit spus am avut, că el într-un fel conduce Consiliul Județean și acum. Spunea unii că el primește documentele de la Consiliul Județean înaintea lui Asaftei. Ceea ce n-ar fi de mirare. Bun, ar fi o problemă, dar n-ar fi de mirare. Deci, am avut un președinte care, în mandatele lui, a avut o fobie. Asfaltul. Asfaltul, podurile și ce-o mai fi. Podețe. Asta a fost fobia lui, să pună asfalt. Pentru asta n-a precupețit nici un efort. A avut firme de casă. A avut. Are. Maica Arsene nu a fost prins luând șpagă. De ce? Pentru că a avut protecție. Arsene a fost protejat atât de bine în timp, încât i s-a spus și când să plece din țară. Nimeni n-a luat nicio măsură împotriva lui ca să prevină plecarea din țară. Toată lumea știe că Arsene are purcoi de bani. Nimeni nu spune, toată lumea presupune că sunt din șpăgi. Numai că spăgile la Arsene se pare că au fost un pic mai bine organizate decât la Buzatu. Deși și Buzatu a rezistat atâția ani, că nu și-a făcut el casele și terenurile, mergând la coasă, cum spunea distinsa fostă soție europarlamentar, că mergea săracul la coasă, întorcea fânul, îl vindea și își cumpăra câte o vilă. Sau își făcea câte o vilă. Deci, șpaga nu se dă neapărat în bani. De exemplu, șpaga poate să apară sub forma unei case construite în altă parte. Și, vă dați seama, o casă construită în altă parte presupune nu doar să ducă ăla să ridice casa, ci și tot ce presupune acte și documente ca să nu-l incrimineze
pe cel căruia îi construiești casa. Adică îi dai și facturi, îi dai tot ce trebuie. Iar tu, care trebuie să faci lucrul ăsta ciupind din alte lucrări, trebuie să economisești materiale sau bani și să te duci să cumperi, să-i faci casa. Țara asta și județul ăsta au fost jefuite fără niciun fel de jenă. Să ne aducem aminte câteva nume. Începem de sus în jos sau de jos în sus, n-are niciun fel de importanță. Adrian Năstase, prim-ministru și președinte de partid, fost ministru de externe de excepție. Și Păguță, cine l-a turnat? Un fost partener de afaceri din clanul Sechelariu de la Brașov. Deci, practic, clanul Sechelariu cu Sergiu și cu încă o doamnă. Că ar fi luat bani din China, prin China, marfă din China, pe o șpagă, etc., etc. Mai în zilele noastre, Liviu Dragnea, președinte PSD, băgat la pușcărie pe o chestie de 2 bani. Că a fost de acord să angajeze la DGA SPC-ul, condus de nevasa, niște tipe care lucrau la PSD. Dar nu pentru asta a făcut el pușcărie. Ce mai avem? Vreți primari? De la primarul de Craiova, mită 50.000 de euro pentru un permis de construcție, autorizație, permis de construcție la hipermarket, la Mircea Gutău, primar de Râmnicu Vâlcea, tot cu 50.000 de euro pentru un certificat de urbanism, sau Gheorghe Ștefan de la noi pentru lucruri făcute în afara județului. Vreți să ne ducem la doamna Elena Udrea, pe care o puteți vedea în imagine la inaugurarea telegondolei alături de distinsul fost primar al nostru? Elena Udrea, care învârtea totul în România aproape? Ne ducem la clanul Băsescu, cu fratele condamnat și el? Deci este o țară profund viciată din acest punct de vedere, România. Ce vedem noi că pică așa de aici pe colo, cum a picat fraierul ăsta, guvidul ăsta de la Vaslui, este pentru că se tranșează lucruri, se așează lucruri, ca să poată fura mai bine. Și să vină o nouă generație. Se împarte harta României, ce? Bă, hai să ne înțelegem să conducem împreună. Ok, hai să ne înțelegem. Tu vrei, eu nu prea vreau, dar n-avem ce face. Că uite, vezi, 75 de miliarde care vin din afară și trebuie să-i cheltuim. Păi investiții, le scoatem ochii la român cu investițiile. Ok. Bun, și cum facem? Cum împărțim? Păi zice, ce am eu, rămâne al meu. Ce ai tu, rămâne al tău. Ce rămâne între noi, vedem cum facem. Bă, zice, bine, zice, știi, dar eu am probleme acolo, tu ai probleme acolo. Nicio problemă. Noi îl arestăm pe al nostru, voi îl arestați pe al vostru. Și pe urmă facem schimb de județe. Luați voi Vasluiu și luăm noi nu știu ce județ. Cam așa se fac lucrurile la nivel înalt. După ce își tranșează ei treburile acolo, se dă liber. Se dă liber. Dar să credeți că n-au fost oameni care s-au dus să reclame pe X, Y, Z și nu s-a dat drumul decât atunci când X, Y, Z nu mai aveau protecție? Acum, haideți un pic să vedem cine a condus Vasluiu, da? Vasluiu, un județ. Acolo a condus domnul Buzatu. Domnul Buzatu, care spun sursele,
și a pus peste 1000 de oameni în funcții de conducere în diverse locuri. Și aici trebuie să vă gândiți așa, descentralizate, directori, firme, școli, spitale, etc. Deci a pus peste 1000 de oameni care răspundeau la comenzi și care, după aceea, erau recunoscători. Mai ales în alegeri, dar nu numai în alegeri. Pentru că toți acești oameni erau cei care eliberau autorizații, permiteau să se facă lucruri. Și dacă domnul Buzatu spunea, cu ăla nu mai lucrez, ăla nu mai primea autorizații și altceva decât dacă se simțea și el acolo cu 1.250.000 de lei. Cine l-a turnat pe Buzatu? Prietenul său, domnul Savin, care era cel mai mare constructor din județ de drumuri. Că aici se câștigă mult. Domnul Savin, mare om, mare caracter, s-a dus și l-a turnat pe Buzatu în momentul în care Buzatu i-a blocat 3 milioane de lei sau 4 euro, pardon. Și Buzatu l-a făcut cu ajutorul unui consultant, care fără să se ducă pe teren a zis, domne, drumul ăla nu-i bun. În condițiile în care era 80% din el făcut. Consultantul a luat și el o șpăguță. La jumătate decât a luat șefului. Că de, totuși, respectăm funcția. Vreo 700 ceva de mii de lei. Și domnul Savin, când a văzut așa, i-a turnat. Ok, foarte bine. Dar domnul ăsta Savin, până când se toarne, a fost principalul beneficiar al contractelor. Domnul Savin avea mai multe firme, care acum erau cu una condamnată, nu mai avea voie să ia contracte cu statul, dar s-a descurcat, avea două fete. Două fete foarte. Una dintre ele căsătorită cu un domn. Condamnat în 2018 la 16 ani de închisoare pentru omor. De aceea a trecut cu mașina peste un cioban pe care l-a urmărit prin lanul de porumb, omorându-l pentru că păștea oile pe pământul său. Și pentru că era în vas lui, în domeniul regal al lui Buzatu, și socrul lui era omul de casa lui Buzatu cu asfaltările și cu banii, a zis, bă, ia să-mi încerc eu mașina dacă trece peste un cioban. A trecut și l-a omorât. Face 16 ani de pușcărie. Cealaltă fată a nimerit mai bine. O cheamă Popică și este căsătorită cu un domn numit Eduard Popică. Ca să vezi, fost prefect și consilier județean actual deputat PSD. Cum a ajuns el fost prefect și deputat PSD? Cu voia și binecuvântarea lui Buzatu. Deci făceau parte din același clan. S-au devorat unii pe alții. De ce? Pentru lăcomie. Acest Popică și cu cealaltă fată a fost cununat de domnul deputat PSD Adrian Solomon, despre care se spune că va prelua integral afacerea vaslui în continuare de la domnul Buzatu. Băieții ăștia s-au certat de la bani și așa am ajuns aici. Ce este însă interesant? Și ar trebui să fim atenți și în Neamț, să facem o comparație cu Neamțul. În toată afacerea asta, mâinile înarmate cu pixuri erau cine? Funcționarii din Consiliul Județean. Funcționarii din Consiliul Județean. Administratorul public și cu încă un director făceau presiuni pe angajații din CJ să facă mai repede actele ca să plătească domnului Solomon după ce domnul Solomon plătise consultantul și a promis că îl plătește și pe domnul președinte.
domnul Savin. Și a apărut înregistrări. Băieții ăștia presau, deși știau foarte bine cum stau lucrurile. Domnul Buzatu a beneficiat de un cor al bocitoarelor în momentul în care era pregătit, fezandat să fie dus la ea și audiat. Au stat la poarta lui funcționarii înalți din vas lui ca să-și arate devotamentul, necrezând nicio clipă că el lider maximo de vas lui, precum el lider maximo de neamț, ar putea să fie săltat de procurori. Și au venit să-și arate devotamentul, pentru că ei, fără Buzatu, nu însemnau nimic. Scena seamănă cu cealaltă scenă, când el, lider maximo de neamț, a fost dus la arest și în jurul arestului erau mai mulți, care stăteau și privegheau. Clanurile astea au condus județele și negociau la sânge posturi, avantaje. Păi Buzatu și-a pus fosta nevastă europarlamentar. Deși, nobles oblige, fostă, dar hai, totuși, să aibă și ea acolo o lefuță. Băiatul l-a pus secretar de stat și a zis, domne, ăsta și când respiră PSD. Nu și când elimină. Acum, băiatul era la SGG, Secretariatul General al Guvernului. Acolo unde vin toate actele pentru hotărâri, orice în țara asta trece pe acolo. De cine îi conduce SGG-ul? De un fost condamnat. Marian Neacșu. Asta este clasa politică conducătoare profund coruptă din România. De sus până jos. De sus până jos. Între ei, sunt cei nevăzuți, care le hotărăsc destinul. Atâta timp cât au nevoie de ei, țin, după care, în limbaj golănesc, îi fac. Îi împachetează și îi fac. Pe unii îi salvează după, în funcție de cât au contribuit, pe alții îi lasă la închisoare. Noi avem exemplu Bari, unde totul este în regulă și Cică se așteaptă o revenire pe cai albi și mari în neamț ca să-i pedepsească pe toți cei care ar fi vorbit de rău despre el sau i-ar fi făcut rău. Un scandal ca ăsta lui Buzatu apare fix la timp ca să acopere pachetul de măsuri fiscale și de reducere a cheltuierilor statului promovat de guvernul PSD-PNL, de data asta cu Toașu Ciolacu în prim plan. Scandalul Buzatu a făcut aproape să nu se mai vorbească despre lucrurile astea și să nu se vadă că, de fapt, tot acest pachet este unul care pune din nou povara pe firme și statul se face că face reducerea cheltuielilor. Se face. Pentru că reforma profundă a statului de reducerea cheltuielilor ar fi fost atunci când ar fi avut curajul, ar fi avut ouăle necesare, apropo de Adrian Năstase, ca să se gândească cum scapă de armata de funcționari nefuncționali din primării, consilii județene, de prin unele ministere, nu toate, agenții și alte asemenea locuri de tocat bani publici. Din aparatul tehnic al Parlamentului,
din mulțimea de consilieri, de primari, viceprimari, auzi domne, viceprimarul are nevoie de consiliere. El nu poate să pune mâna pe carte, vezi cazul Irimia de la Piatra Neamț, care a vorbit gura fără el de mai multe ori, numai în cazul Creștei, ca să nu mai vorbim în alte cazuri. Puneți, bă, băieți, mâna pe carte, bă. Citiți legea. Citiți legea. Cititul încă nu dăunează foarte grav sănătății. Deci, statul, în loc să facă asta, în loc să vină și să spună, bă, parcă avem prea mulți primari în țara asta, prea mulți parlamentari. Ia hai să vedem cât am economisit noi dacă primăriile sub 2000 de locuitori n-ar mai exista. Ar trebui sub 3000 de locuitori, dar mă rog. Și orașele sub 10000 de locuitori n-ar mai exista. Ia să vedem câți bani am face noi economie numai la nivelul funcțiilor astea. Nu cumva acolo este cheia și lăcata întregii probleme privind economiile statului. Haideți să, mulțumesc frumos, mă aud în ecou, haideți să ne gândim și la toți cei care stabilesc prețurile la lucrări de investiții. Stăteam de vorbă cu doi constructori serioși care au spus ceva de genul acesta. La cum se fac prețurile în România, cu 60% din prețul afișat, se poate face lucrarea, rămâi cu un profit undeva la 10-12% și poți să dai și o mică atenție. Dar la cum se face acum, când auzi câte un primar, știți, trebuie să mărim prețul pentru că s-au mărit prețurile la materiale. Dar nu se uită, că așa îi spune lui cineva. Așa îi spune lui cineva. Dar dacă între timp scad prețurile la materiale? Este o țară în care se jefuiește totul fără niciun fel de jenă, pentru că așa e construit sistemul. Așa e construit sistemul. Face cineva ceva în mediul privat, poc peste cap. Vine statul și spune, noi, dar noi de ce să plătim? Că noi suntem statul. Cum adică? Păi mărim salariile la bugetar că noi suntem statul. Și ei, dar de acolo ne vin impozite. Hai, sifon, de unde vă vin impozitele? Virați niște bani pe hârtie și virați înapoi impozite pe hârtie. Banii reali vin din economia reală. Restul e o poveste. Ați încurajat de ani de zile consumul fără o bază solidă. Ați mărit prețuri, ați mărit salarii ca să lumea să cumpere, să facă datorii, să consume și acum plătim cu toții prostia făcută de voi, guvernanți. Am auzit, haioasă treabă, că fostul ministru de finanțe a greșit bugetul. Mă, serios? Un singur om a greșit bugetul? Dar guvernul ăla ce păzea? Dar miniștrii restul ce păzeau? Dar prim-ministru ce păzea? Dar cei care îi controlează și îi conduc pe prim-ministru și miniștri, ce păzeau? Nu. N-au greșit niciun buget. L-au făcut așa ca să poată acum să ne facă. Pentru că încet, încet îmi aduc aminte de ce spunea Ana Blandiana și poporul vegetal. Da, mă rog, necesită lectură, necesită un pic de istorie, lucru care în România de astăzi
jenează. Ne oprim aici, vă doresc cele bune, să fiți iubiți, că sunteți pe cont propriu.